Săptămâna aceasta pe inventarul magazinului au ajuns niște lucruri tare interesante care mi-au captat atenția și am zis că merită puse pe primele rafturi. Așa că pentru rubrica de tehnologii de data aceasta avem ceva venit tocmai de la agricultorii germani. Nu o să intru foarte mult în detalii, dar vă spun că este o idee de-a dreptul inovatoare pe care s-ar putea să o vedem și la noi în cel mai scurt timp. O idee genială a fost găsită de agricultorii germani pentru a înlocui erbicidele. A fost dezvoltat un robot de câmp care poate înlocui produsele chimice utilizate în agricultură pentru combaterea buruienilor. Viteza de rulare este lentă, sub un kilometru pe oră, ceea ce face ca robotul de câmp să fie foarte sigur. Utilajul mecanic numit Farm Droid FD20 este un robot de câmp 100% autonom care se ocupă de puieții plantelor prin eliminarea buruienilor dintre rânduri, dar și dintre plante. Robotul este controlat printr-o tehnologie GPS precisă și are o greutate mică. Acesta acționează pe bază de baterii încărcate cu energie solară, ceea ce îl face un robot ecologic, fără să elimine dioxid de carbon în timpul funcționării. Robotul are trei roți, două roți din spate direcționate cu tracțiune și o roată în față. Datorită celor două roți din spate direcționate, robotul își poate păstra direcția și pe pantele laterale. Distanța până la recoltă poate fi setată după dorință, astfel încât toate buruienile să fie tăiate până la aproximativ 2 cm în jurul plantei. Securitatea FarmDroid este foarte ridicată și respectă legislația Uniunii Europene. Acesta este dotat cu un fir de susținere ce creează o zonă de siguranță în jurul părților laterale și în fața robotului. Firul de siguranță acționează de asemenea ca un întrerupător de oprire de urgență instalat pe robot. De câmp. Un comutator suplimentar de oprire de urgență pe partea din spate a farm droidului asigură siguranța necesară la controlul manual al robotului de teren.